Salutare băieți și fetelor, aici este gazda voastră Remus. Fraților, bine v-am regăsit cu un nou episod. Astăzi o să vorbim puțin despre bătălia dintre Logan Paul și KSI. Dacă doriți cumva să fac un clip și despre Jake Paul și Deji, să dați un like neapărat. Deci dă-i chiar acum un like, să strângem 2000 de like-uri sau 3000. Abonați-vă neapărat și să dați un share acestui clip pe Facebook ca să vadă toată lumea. Ideea e că am filmat toate bătăile din seara aia, din 25 august. Deci dacă doriți să vedeți o bătălie dintre Jake Paul și Deji, dați un like, abonați-vă și comentați cu ceva și dați un share ca să văd că voi chiar doriți. Bun, deci în primul rând, dacă nu știați încă, KSI și Jake Paul au terminat meciul cu egalitate. Da, egalitate. Nu știu dacă toată chestia asta a fost doar un marketing move. E foarte ciudat pentru că erau o grămadă de chestii implicate în meciul ăsta. Erau o grămadă de oameni pe live stream. Știu că la un moment dat când era Deji versus Jake erau 900 și ceva de mii, deci erau mulți și asta era doar pe YouTube la pay to watch, deci clar, a atras foarte multă lume. Da, s-a terminat egalitatea între KSI și Logan Paul. Deci, după cum ziceam, dacă toată chestia asta a fost doar un marketing move foarte, foarte prost din punctul meu de vedere, adică la ceea ce privește abonații și vizualizatorii și oamenii și telespectatorii, da? Ei zic că au rematch-ul și femeia aia a spus acolo că rematch-ul va fi anul viitor. Nu precizează când, nu precizează absolut nimic, zice next year will be a rematch. Din punctul meu de vedere, KSI ar fi trebuit să câștige cu 2 sau 3 puncte, pentru că da, într-adevăr, Logan Paul i-a dat own primele 2 runde, deci n-ai ce spune acolo, da. Îs fan KSI, clar, îl urăsc pe Logan, adică nu neapărat că îl urăsc, dar nu-mi place deloc, e o persoană foarte nașpa, și pe Jake, și îl iubesc pe Deji și pe KSI. Dacă vă place Logan și Jake, e ok, n-am nicio treabă, na, fiecare cu ce-i place, nu? Mă rog, ideea e că Logan și-a folosit foarte mult avantajele fizice, adică reach-ul. Dacă v-ați uitat, reach-ul lui KSI era, să spunem, 60, cel lui Logan era 62 și, să zicem, 2 inci, foarte mult. Deci dacă dai un jab, clar, ajungi la distanță mult mai mare și îl putea ține la distanță pe KSI, ceea ce a și făcut. Deci ideea e că, da, KSI a intrat foarte mult și foarte tare în Logan, dar nu s-a așteptat deloc să fie chiar așa de pregătit Logan. Mă rog, și-a folosit foarte mult avantajele fizice. În primele 2 runde, da, scotea limba, hai, atinge-mă dacă poți, știți, cu figuri din astea. Deja de la 3-a tură, lucrurile au început să se schimbe. Hai să zicem că la 3-a tură ar fi fost egalitate și primele 2 le-a câștigat Logan. Dar tura 4, 5 și 6, din punctul meu de vedere, au fost clar câștigate de KSI. Tura 5 a prins un combo foarte, foarte mare Logan, o să vă-l și las pe ecran, deci KSI era o fază în care se apleca, da, ca să se ferească, un fel de Steve Fraser style, stilul lui Steve Fraser era să-și lase capul jos, să meargă în oponenții lui, așa a făcut și KSI la faza aia, doar că Logan i-a prins un uppercut, să zicem așa, și de acolo i-a prins o grămadă. Mă rog, KSI s-a ținut foarte bine pe picioare și din runda 4, 6, 3, deci în ultima rundă KSI pur și simplu l-a omorât. În ultima rundă Logan nu mai putea să meargă, deci uitați-vă și voi, deci el efectiv mergea așa în față și KSI efectiv dădea în el. E foarte nașpa că se tot băga arbitru în 3 și despărțea, bine, așa e corect, înțeleg, nu mai putea să facă și el chestiile mai scurte. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă voi știți mai bine box, îmi cer scuze dacă greșesc cu ceva. Lupta a fost foarte faină, KSI, dacă mai era încă o tură, câștiga 100% KSI cu un knockout, Logan pur și simplu era extenuat, nu mai putea să facă absolut nimic. Deci da, trebuie să recunosc că primele două ture, Logan clar, a câștigat față de KSI și nu din cauza că era mai bun, ci din cauza că își exploata avantajele fizice. Mă rog, e ok, asta trebuie să faci în boxing și în general în viață, trebuie să exploatezi ce ai tu, mai ales dacă ai un talent. Mă rog, el e la înălțime, nu era așa mare diferență, dar mâinile lui de gorilă, deci efectiv putea să facă asta în continuu. Cât despre movement, Logan stătea în mare parte pe loc, KSI trebuia să facă toată, să zicem așa, mișcarea și el trebuia să dea start la o bătaie, pentru că Logan putea să facă doar asta și câștiga clar la puncte. Amândoi ori da foarte mulți pumni și da, ajungem la finalul meciului, care s-a terminat într-un majority draw, adică egalitate totală. Bun, deci este momentul în care se anunță câștigătorul. Yeah! The judge has it, 57-57, it is a majority draw! It's a draw!
În fine, a fost un match de box foarte, foarte fain din punctul meu de vedere. A oferit clar o grămadă de divertisment și, zicem așa, intrigă. Eu pur și simplu nu mai puteam să vorbesc după că am urlat prea mult. Dacă ei cred că o să se uite așa de mult și anul viitor la rematch, greșesc total. Știi, eram gen low-key sad că gen n-o câștigat KSI, dar era totuși chestia 50-50%, să zicem că, bă, o rămas cu centura, nu o pierdut și așa. În fine, Logan e pur și simplu imens, are 6'2", adică 1,89m, 1,86m. Și KSI are 1,80m fix, deci îi ceva avantaj și reach-ul lui mult mai mare, deci era clar. Bun, deci eu am fost Remus, cam atât a fost și cu acest episod. Desigur, nu uitați să-i dați like dacă mai vreți clipuri de genul și să vedeți lupta dintre KSI și... ce? Dintre Deji și Jake Paul, scuze. Și să dați un coment cu absolut ce vreți și cu cine ați ținut voi. Să dați un share neapărat acestui clip să vadă cât mai multă lume. Deci, serios, dă-i share acum. Ok, eu am fost Remus, până data viitoare vă urez numai și numai bune. Iar noi ne vom vedea în următorul episod. Ciao! Bine, am stricat tot episodul cu outro-ul ăsta.